Suceava a obținut locul întâi la faza națională a Olimpiadei de Istorie prin Simina Teodora Buculei de la Colegiul Național Nicu Gane Fălticeni. Profesorul îndrumător este Vasiliu Anișor. Notată cu 94,5 puncte din 100 posibile, Simina Buculei și-a adjudecat locul întâi la secțiunea dedicată elevilor claselor a 12-a, unde concurenția au parte de cele mai grele subiecte ale Olimpiadei. La Olimpiada Națională de Istorie au obținut mențiuni elevi de la Colegiul Național Mihai Minescu din Suceava, Colegiul Național Eudoxiu Hrumuzachii Rădăuți și Colegiul Militar Ștefan cel Mare, din câmpulul Moldovenesc. Este vorba despre Andreea Maria Berariu, clasa A9, profesor îndrumător Rodica Cozaciuc. Bianca Pătrăucean, elev în clasa A10, profesor îndrumător Ana Gabriela Pogorevici și Alecu Timotei, elev caporar în clasa A11, profesor îndrumător Petrica Ciocan. Profesor însoțitor al Lotului Olimpic a fost profesoara Cozaciuc de la Eminescu.